Economia asta de care vorbeați, domnule ministru, cum arată după dumneavoastră? Că după estimările Comisiei Europene ne paște un deficit spre 7, datoria noastră publică a ajuns la 52 aproape la 100 din PIB, toate avertismentele sunt numai cheltuiți în asemenea hal. Este important și ce se întâmplă cu banii. Este important întotdeauna când vrem să realizăm ceva într-o zonă mai mică, da? Mergem, dacă suntem într-o firmă, mergem și împrumutăm niște bani de la bancă. Evident că avem o datorie care trebuie să fie într-un anumit procent ca să putem să obținem acești bani, dar este foarte important ce facem cu acești bani. Vor produce bani mai mulți? Vom avea de unde să susținem toată dezvoltarea serviciilor de calitate de care avem nevoie cu toții? Înțeleg că se duc eu spun salarii, că da, pensii, pentru că alte salarii și alte pensii în acest moment investițiile sunt pe un record istoric. În primele 4 luni sunt 35 de miliarde deja. Lucrul acesta nu s-a întâmplat în România. Să mergem într-un ritm atât de rapid cu investițiile. Avem partea de atragere de fonduri europene, vechiul cadru financiar multianual s-a încheiat unde? La 98%? Peste 98%, ceva în jurul acestei cifre. Părea imposibil înainte de guvernarea PSD-PNL să ne gândim că România va obține astfel de cifre în ceea ce privește absorbția de fonduri europene. Este important faptul că am plecat undeva, cred, la 700 și de kilometri de autostradă. Vorbim despre faptul că depășim 1000 de kilometri și încă în 2 ani de zile mai vin încă 360 de kilometri de autostradă sau 380. Deci aproape o dublare față de ce am avut înainte. Toate aceste investiții vor naște oportunități. Vor naște oportunități pentru mediul de afaceri. Cu certitudine, autostrada Moldovei va face ca Moldova să fie mai dezvoltată. Am fost de curând și în Suceava, și în Botoșan, și în Neamț. Am vorbit cu reprezentanții mediului de afaceri și, într-adevăr, autostrada Moldovei va fi o mare oportunitate pentru această zonă. Aici este important să cheltuim banii înțelept. Nu se risipim. Și paradigma asta s-a schimbat. Acum cheltuim bani înțelept. Se văd în spitale regionale care încep să se lucreze la ele, se vede în infrastructură școlară, se va vedea în învățământul dual de care avem nevoie cu toții. Sunt pe tabla de proiectare, adică nu sunt niște realități palpabile, nici autostrada Moldovei, nici... Dar se lucrează foarte mult. Ați văzut că... spitalele regionale, adică sună ca și cum le avem deja și uite așa, ne mai uităm într-o zi, au mai crescut 3 etaje. Depășește record după record, dar nu e singura companie, mai sunt și alte companii cu capital românesc și sunt și companii cu capital străin care lucrează foarte bine și lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că am avut o continuitate a unui ministru performant și am avut schimbările legislative care au permis ca să facem acea schimbare în felul în care se raportau companiile la lucrările de infrastructură. Știți că acum se poate da cartonașul galben? Știți că acum există o verificare pe etape, pe parcurs? Faptul că CNSC-ul se pronunță devine obligatoriu și încep lucrările, nu mai stăm ani de zile să tot contestăm și să ne luptăm prin instanțe? Toate schimbările acestea au dus la această dinamică din infrastructură. Nu-i singurul domeniu. Vă pot da exemple și din domeniul economiei unde lucrez. Schimbările din industria de apărare se întâmplă și se întâmplă într-un ritm accelerat. De ce? Pentru că nu avem timp. Pentru că, evident, timpul nu ne este prieten în această perioadă. Fereastra de oportunitate este îngustă. Dacă stăm să ne gândim că ar fi trebuit și ar fi fost bine și cum mai facem dacă, a trecut oportunitatea pe lângă vorbim noi. Lucrurile acestea se întâmplă astăzi în economia română.